Unitățile școlare din Baia de Aramă se pregătesc să-i întâmpine pe elevi. Reprezentanții Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu spun că s-au pregătit inclusiv cu lemne pentru iarnă, iar igienizarea sălilor de curs este la final. Totodată, toate unitățile școlare din Baia de Aramă au primit autorizație sanitară și pentru prevenirea incendiilor. Școlile din orașul Baia de Aramă sunt pregătite de începerea noului an școlar. Acestea au primit autorizație de funcționare din partea Direcției de Sănătate Publică și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, iar elevii vor veni în siguranță la cursuri. De asemenea, reprezentanții Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu spun că s-au aprovizionat încă de acum cu lemne pentru iarnă. Noul an școlar bate la ușă, noi suntem pregătiți, avem arondate în cadrul Colegiului Tehnologic Constantin Brâncoveanu, deci școala gimnazială Mărășești, școlile primare numărul 1 și 2, grădința cu program normal, grădința cu program prelungit. Trebuie să fac o mențiune, grădinița cu program normal Negoiești, datorită lucrărilor pe care le vom iniția, a fost relocată grădiniței cu program normal Baia de Aramă. La școala gimnazială Mărășești, lucrările de modernizare sunt în toi. Am montat centrala, noua centrală termică, am făcut probele. Urmează acum, în perioada imediat următoare, să facem schimbări de tâmplărie pentru anumite clase, în funcție de sumele de care dispune. Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu îi sunt arondate școala gimnazială Mărășești, școlile primare numărul 1 și 2, grădinița cu program normal și grădinița cu program prelungit din Baia de Aramă, dar și grădinița cu program normal Negoiești.